Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, din nord în gemeni, etalare pentru aproximativ februarie. Nu uitați că etalările se pot întâmpla mult după ce le prezentăm. Unii manifestă mai greu, alții mai târziu mesajele pe care le transmitem și alții din cauza blocajelor nu le manifestă niciodată. Mai ales dacă sunt mesaje de bine și sunteți blocați într-un trecut și nu vreți să renunțați, nu le manifestați. În fine, să sperăm că, totuși, învățați să renunțați la trecut. Am văzut 6 de cupe și diavolul. E un suflet pereche foarte toxic în preajma voastră, un fost, o fostă sau un personaj cu care v-ați conecta foarte mult, dar la modul foarte toxic. Care cred că a trebuit să renunțați. Hai să vedem. Gemeni, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Ia. Oh, ce frumos! Schimbare, apropo de renunțare, schimbare 33, e numărul 6 al iubirii, și 16-16 turn în tarot, responsabilități. Mai, eu vorbesc, eu zic, dar nici eu nu fac, știu. Uneori am prea multe de făcut, vedeți și voi cum întârzi cu etalările, am atâtea de făcut. Și din păcate și lucruri banale. Da. Aș vrea să fac lucruri mărețe, știu că trebuie să fac lucruri mult mai importante, dar uite că lucrurile, responsabilitățile de zi cu zi ne omoară, e hiena, sunt dușmani, sunt oameni care vor atenție, oameni care duc, care trag, care bine oameni. Astea lucrurile care trebuie să le facem. Schimbați! Schimbați! Renunțați, da? Și 16 și 6, de fapt 33, da? 16 și 33. Învățați să manifestați unul, dragoste, echilibru. Chiar dacă relațiile sunt ciudate, dar să fie în echilibru. Să vă dinamizeze, să vă încânte, să vă energizeze, să vă deschidă sufletul. Nu să stați prea mult, exact ce am zis. Și aici înseamnă renunțarea la cel, la 15, la diavol. Și diavol înseamnă frici, obsesii, dependențe. Faptul că, vai, nu o să vină. Și ce dacă nu vine, măi? Sunt atâtea lucruri de făcut, sunt alte suflete pereche care vor să fie cu voi și să lucreze cu voi. Lăsați-i pe cei care nu vor. Ia uite, e o energie toxică aici. Exact ce am zis mai devreme. Renunțați. Încă mai suntem în... Mai e un picuț, nu? Din anul tigrului. Încheiați acest ciclu. Cu acest personaj. De care probabil v-ați simțit foarte atrași fizic. Dar o energie distorsionată, feminină în energia sa masculină distorsionată sau masculin distorsionată, care nu înțelege conceptul despre femeie corect. Street boy, street girl. Renunțați la acest personaj. E un personaj, da? Vi se deschid porțile către o altă lume, să ascensionați. Cum puteți să ascensionați? Și știți, eu... Cel puțin o persoană care ascultă și știe despre ce vorbesc, da? Cum vrei să ascensionezi, draga mea? Dacă stai cu gândul la el, că... Păi, dă-l încolo. Dă-l încolo, lasă-l. Să-și rezolve problemele. Nu-ți ține tu sufletul încătușat în Matrix doar pentru el? Sau doar pentru familie? Sau doar pentru playboy, playgirls? Băiețași și fetițe, eventual? Oameni care... Dar interesant, ce frumos, vedeți ce frumos, vedeți cu ochii voștri, tigru, iepure, intrăm în anul iepurelui, încheiați acest ciclu, ia uite și manifestați unul, manifestați exact ce am zis, renunțați, 1 și 10, renunțați la sacrificii și 4, pardon, 1 și 4, 31, 4, da? Renunțați la sacrificii, vă sacrificați pentru cine? Pentru o conexiune, într-o conexiune nesănătoasă. Măi, deci am zis bine, mai până la urmă, am și eu calități de mine. Vă rog frumos, pentru cei care le respectați, ascultați cu atenție, poate și reascultați. 33. 6. 16. 7. În acest an, măcar acum, renunțați la figurile toxice și manifestați echilibru, dragoste. Și vă va propulsa asta mi-a trage atenție, vă va propulsa această schimbare și poate să fie și schimbare de
aspect, schimbați-vă coafura, designul, vestimentar, ceva ca să schimbați. Începeți cu schimbări mici, apoi din ce în ce mai mari și veți atrage oameni care sunt la fel de doritori de schimbare, la fel de doritori de ieșire. Vedeți cum e? Sau ca pe un arc, împreună cu un alt personaj, veți sări cuantic, cuantic, din acest sat, din acest cătun, din acest matrix în care ați fost vampirizați energetic, emoțional. Vă gândiți prea mult la cineva care nu e cazul. Nu e cazul. Ia uite, sacrificii, măi. Păi, ia uitați-le. Leadership, elefantul, Ganesha. Căutați un pic despre Ganesha. Eu nu țin să vă rugați la Ganesha, că eu mă rog doar la Duhul Sfânt, Tatăl Ceresc și Iisus Hristos și cei mari arhanghel de lumină. Dar, puteți să meditați un pic la el. Ganesha reprezintă, într-adevăr, capacitatea de a conduce. În primul rând, a cui? A voastră. Cum să-i conduci pe alții dacă nu te conduci pe tine, da? La capătul setului de cărți, iar funii, iar relații karmice în care stați pe loc, sunt conflicte, sunt probleme financiare. Gemeni, meditați un pic. Ce vreți mai? Vreți așa ceva sau vreți o dragoste adevărată? Ia uite, oameni puternici, exact, oameni puternici cu care să schimbați lumea, să-i dați cu ăilați de pământ, dați cu ei de pământ, puneți granițe personale. Intuiția vă spune că, sper să vă spune că aveți un suflet pereche cu care vă veți întâlni. Nu persoana de care vă simțiți acum atașați și legați. Nu, rog frumos. Nu. Și dacă persoana la care vă gândiți este legată, băi, e legată. Voi săriți într-o altă direcție. Într-o altă realitate în care poate nu va fi legată. Voi eliberați-vă de oamenii care sunt sclavi. Ap, interesant. S-a oprit focul. Exact, s-a stins focul. Stingeți acel foc pentru acel personaj și aprindeți. Vedeți, e o chestiune de a-mi lăsa două lumânări, una aprinsă, una neaprinsă. Și reaprindeți focul. Într-o altă... Dați un pic. Încă nu aveți... Ce? Nu știu ce vă lipsește. Nu știu ce vă lipsește. Ceva vă lipsește. S-a să caut un chibrit și s-a prind acolo. Ceva vă lipsește. Focul, pasiunea pentru altceva. Focul, pasiunea pentru altceva. Dar îndrăzniți. Trebuie o chestiune de a îndrăzni. Că de-aia apare 16, Uranus, trăznetul. Lăsați-le baltă. Hai să vedem. Gemeni, soare, lună, Venus, așteptă, nodul, nodul, gemeni. Nu mai aduc că mă frige. Odată, gemeni, soare, lună, Venus, ascendent, nodul, nodul, gemeni, de două ori, de trei ori. Puteți să aveți victorie. Dar nu aștepta să vă salveze cineva. Moarte, moarte și renaștere. Trei de monede. 5 de monede, 5 de bute și cavalerul de bute. O să clarific imediat. Ia uite, asul de monede. Puteți să începeți ceva nou, un nou proiect, o nouă relație, ceva nou. Posibil cineva vă poate ajuta să primiți un dar de bani posibil, care vă aduce, acel dar vă aduce multă bucurie. Probabil va veni într-un mod neașteptat.
Și în momentul în care vă reechilibrați financiar, va veni și dragostea. Cu alte cuvinte, dați-vă șansa la orice nou schimbare, asul de monede, pentru că va veni și mai mult. Va veni și mai mult după aceea. Moarte și renaștere. 3 de monede, 5 de monede. Aș spune, în loc să stați să plângeți după cineva, reconstruiți-vă. 3 de monede. Nu e ușor. Sunt într-adevăr probleme financiare sau vor fi probleme financiare în cazul în care renunțați la alte responsabilități, că renunțați, da? Va trebui să vă luptați, dar dacă vreți să aveți victorie, nu e suficient nici doar să munciți, nici doar să vă luptați. Aș spune că trebuie să îndrăzniți cu cavalerul de bâte, orice ați fi, să aveți curaj, să aveți curaj de a începe ceva nou. Și în momentul în care începeți această reconstrucție, acest nou, vom vedea exact ce înseamnă acești 5 de monede, 5 de bâte. Dar oricum, până la următorul mesaj, 5 și cu 5, 10, înseamnă schimbare. Să înțelegeți că schimbările, apropo de change, de schimbare, schimbările, vin cu ceva luptă, vin cu ceva pierderi, da? Trebuie să pierdeți ceva ca să câștigați altceva. Și cavalerul de bâte vrea să câștige. 5 și cu 1 înseamnă 6. Puteți să câștigați, puteți să aveți victorie. Dacă nu vă mai simțiți nici singuri, nici abandonați, recreați-vă, reinventați-vă și vor veni oamenii. Știți cum e? Dacă ești într-o energie pesimistă, nimeni nu vrea să stea lângă tine. Da? Știu cum e, că am fost. Eu acum vă văd pe unii dintre voi, pentru că voi vedeți ce energie am și că vă-i drag. Vă-i drag. Să vă întâlniți cu oameni care sunt dinamici, sunt optimiști. Dar am fost și eu jos și știu cum e. Dar schimbarea vine în voi, prin voi, nu prin altcineva, și prin credință. Hai să vedem totuși moarte. Clarificăm moarte. Și 16 înseamnă trezire. Ce atâtea responsabilități, ce atâtea lucruri, ce atâtea... Ia să muncesc pentru mine, nu la modul egoist. Repet, nu la modul egoist, pentru creșterea mea spirituală. Pentru a atrage 3 și cu 3, da, oameni care seamănă cu mine, care sunt dinamici, sunt pozitivi, sunt colorați, sunt, da? Nu vrei un... Păi, asta e că nu vreți să repetați unii dintre voi situațiile a unora dintre voi anterioare în care ați avut unul dinamic și altul pasiv. Unul depresiv și altul optimist. Nu se poate. Ăla optimist se va sătura la un moment dat. Ăla depresiv va fi obosit la un moment dat de cel optimist. Cum poți să speri atât când uite cum e lumea? Băi! Cine se aseamănă se adună. 33. Și asta e o chestiune de ascensiune. N-ai cum să ascensionezi când îți atârnă de gât roțile de ce? Roata morii, da? O piatră de moară. Roata. Ia uite, aveți credință că puteți învinge această dependență, această toxicitate. Iar este, dependența asta vine din familie, din felul în care ați fost educați, din credință, e o credință toxică a cuiva. Renunțați. Ia, moarte. Clarifică moartea pentru Gemeni. Soare, lumea, Venus, ascendent, nodul nord în Gemeni. Moarte și renunțe. Ia. Valetul de spade. Îndrăzniți să comunicați. Comunicarea transformă. Uneori doare, dar ne și trezește. Valetul de spade. Investiți, investigați, studiați. Ca valetul de spade vă reprezintă într-o anumită formă. E un mercur foarte curios. Studiați cum să ieșiți din această decepție, din această boală, din această
Da, patul de... Iar patul de monede. Țineți prea mult la un personaj care e la pământ. Vreți să-i salvați? Nu. Iar este, e un complex al salvatorului care nu e sănătos. Îndrăzniți să o luați de la zero. Îndrăzniți să o luați de la zero. Vor veni oameni puternici. Iau temperatul, puterea și asul de cupe care vă vor oferi dragoste sau cu care puteți începe lucruri deosebite. E un suflet pereche, da, e un suflet pereche, da, care țineți, dar care... Eu nu zic să-i trădați, nu. Dar, repede, dacă stați în preajma unor oameni care sunt prea depresivi, prea la pământ, ok, ajutați-i, dar detașați-vă și vedeți-vă de viața voastră. Eu asta simt să zic. Trei de monede. Nu zice nimeni nici să-i trădați, nici să-i lăsați. Nu. Dar mai detașați. Mai detașați ca să puteți să vă... aruncați într-o altă dimensiune, într-o altă situație mult mai creativă, mult mai confortabilă, mult mai plăcută. Ia uite, steaua. Măi, reconstruiți-vă credința. Vindecați-vă. Și la această vindecare trebuie să munciți, să construiți, căutați colaborări care vă sunt conforme misiunii voastre, colaborări care vă vindecă, în care puteți să fiți vulnerabili. Da, toți am mai fost la pământ, dar nu toți am rămas la pământ, unii ne-am ridicat. Sperați în această reconstrucție a voastră și rugați-vă pentru această reconstrucție și va veni. Ia uite, 10 de cupe. Va veni vindecarea de aceste decepții, de persoanele depresive. Va veni. 5 de monede. Dar și voi trebuie să investigați și voi trebuie să rostiți în manifestare. Judecat. Ia uite. Judecați, gândiți, ascensionați. Aveți două cărți care vorbesc de ascensiune, ba chiar trei cu acest arc. Ascensionați? Sau stați pe loc în relația salvator-victimă? Eu mamă cu un copil, într-adevăr, dar probabil că acolo ceva, sentimentul ăla de abandon, că va părăsi mama sau că i-a părăsit pe ei și voi vreți să fiți figurile materne sau figurile salvatoare în viața cuiva. Mai, treziți-vă! O adevărată mamă își îndeamnă copilul să lupte. Da? Dar, bine, nu stau acum să dau sfaturi despre așa ceva. Există psihologi care se pricep la chestia asta mai bine decât mine, da? Dar judecați un pic la acest abandon, dorința de a ajuta pe cineva sau faptul că vă simțiți abandonați, cum să ieșiți, cum să renașteți. Exact ce am zis mai devreme, măinare. Cum să renașteți. 16 și 17, nu uitați că puteți. Să ascultați, ascultați intuiția, ascultați îngerii, ascultați chemarea la altceva, la schimbare. 5 înseamnă schimbare, dar repet. Nu ce nimeni să nu-i abandonați, să-i abandonați, repet. Dar numai, dar tăiați acel cordon umbilical sau tăiați acel string. Unde? La voi am văzut? Nu, la Taur, dar nici aici nu, nici. Am zis cicluri, cicluri. Energie feminină distorsionată. Sau energie masculină educat într-o de o energie feminină distorsionată. 5 de pute. Și voi stați să țineți la... Hai. Ok, îi iubești. Îi iubești. Dar dacă această iubire te ține la pământ, pentru ei nu știu dacă e normal. În fine, hai să mai dăm 5 de bute. 5 de bute. Că mai vin alte mesaje. 5 de bute. Pentru gemeni și gemenuțe. 5 de bute. 5 de bute, 5 de cupe.
Aici e un conflict. Cineva stă și plânge, nu știe ce să facă. Mai degrabă pasiv. Să se lupte, să se zbată sau să stea să lăcrimeze. Măi, 5-5-5, iar schimbare. Și vedeți, 5 înseamnă schimbare. 5 și 5, 10. Iar schimbare radicală, nu doar așa un pas, un grad, 180 de grade. Ieșire din ciclu. Că tot am vorbit cicluri, despre cicluri. Dar 5, 5 și 5 deja este prea mult, este 15, este energie toxică. Cineva nu vrea să se schimbe. Și atunci ia stringurile. Eliberați-vă. Porțile se deschid. Un mesaj pentru cineva care vrea să audă. Porțile se deschid. Totul depinde de voința voastră. 3 și cu 4, 7, în acest an, porțile se deschid pentru unii dintre voi. Eu știu pentru cine vorbesc, dar sper că știe și persoana respectivă, da? Ia uite, Marea Preoteasă, Împărăteasa, Diavolul, Luna. O mamă, o soție toxică, poate. Obsesia cuiva. Nu e o mamă toxică. Poate chiar și o soție. Poate să fie și obsesia sexuală a cuiva. Sunt multe variante. Însă, știți ce văd eu? Aici este 5 și cu 1, 6. Iubirea aceasta toxică, dacă reușiți să o vindecați, puteți să vă creați, că 3 înseamnă creație. 3. Să vă creați vindecarea voastră, abundența, energia divină, conexiunea cu alte planete, iar pentru cineva dă un mesaj, conexiunea cu alte planete, cu alte... Anul acesta vom începe să vorbim mai pe șleau despre aceste conexiuni cu Sirius, cu Pleiadienii, cu Arcturienii, cu cine vreți voi, da? Cavalerul de bute. Ia uite, au venit două cărți. Ba, trei. Ia uite, turnul iar 16. Într-un mod neașteptat, Cavalerul de spade... Și asul de monede. Veți comunica cu cineva. Sunt doi cavaleri. Comunicarea și acțiunea vine într-un mod neașteptat de repede, ca și manifestarea asul de monede. După separarea de... Cum să zic? Cum să formulez? De o construcție iluzorie. De o situație în care nu ați văzut. Bine, nu v-ați arătat, n-ați putut să vă arătați adevărata față, că dacă vă arătați, eu știu. Variază masca asta cine o poartă. Că, apropo de COVID, mai învățăm, apropo de învățătură, învățăm din lecțiile astea pe care le-am trăit, apropo de vindecare, de măște, moarte și renaștere. Masca asta am purtat-o. Nu doar ca să ne protejăm, ca să-i protejăm și pe ceilalți. Așadar, uneori și noi avem măști. Uneori nu putem să fim noi înșine din cauza că ei nu sunt pregătiți să ne vadă. Și atunci ce facem? Dar vine într-un mod neașteptat. Sunt trei cărți extrem de impulsive. Și zic extrem, ca să accentuez, dacă aici extrem, e turnul. Și ambele înseamnă impulsivitate, rapiditate, pasiune, claritate mentală, determinare, ambiție. Câte să mai zic, măi? Pasiune am zis? Da? Ca să manifestați ceva nou. Am vorbit de asul de monede. Sper că sunteți voi. Sper că sunteți voi să vă treziți. Băi, am curajul. Băi, dar nu vă deranjați când zic băi, da? Sper că nu. Am curaj, am energia. Renasc, mă studiez cum să renasc, cum să mă reconstruiesc, cum să mă vindec, cum să ascensionez și ascensionam. Vedeți voi,
Problemele financiare uneori sunt necesare tocmai, sau eu știu, alte fel de probleme sunt necesare ca să ne scoată. Sunt multe mesaje pe care le văd. Da. Unii dintre voi chiar v-ați rugat. Și e bine, rugați-vă în continuare. Veți găsi puterea de a vă lupta și de a vă cuceri. Și va veni într-un mod, repet, într-un mod neașteptat o ofertă. Poate să fie un nou job, poate să fie o nouă relație, ceva valoros. Comunicare care creează un potențial. Ia uite, long term, pe termen lung, 10 de monede. Valetul de monede. Da. Un potențial excepțional. Dar trebuie să învățați să puneți granițe personale. Și să vă detașați, interesant, de această depresie. Detașați-vă, măi, de această depresie a cuiva. Munciți prea mult pentru cineva. Ia uite, prea mult puneți eforturi. Eforturi. 10 de bâte, 8 de monede într-o situație în care celălalt nu vrea să vadă, măi, se uită în altă parte. Se uită în altă parte. Păi, măi, nu se poate, exact ce-mi zic cu măștile. Nu, aveți de manifestat misiunea voastră, vindecarea voastră, calea voastră. Faetonul merge către stea. Lăsați în urmă ca să mergeți către stea. Puneți granițe personale. Inițiați ceva. Comunicați cu oameni. Repet, comunicați cu oameni care vă inspiră, care vă echilibrează, care sau cum am văzut împărăteasa, creați. Creați ceva, că prin creație se manifestă. Ce apare? Ia uite, alegeți dragostea. Dragostea față de voi, 2 și cu 1, numărul lumii, da? Numărul, am zis corect, da? Al lumii, cartea lumii. Încheiați acest capitol, acest ciclu mare, mare. 2 și cu 1 înseamnă 3, împărăteasa. Reconstruiți-vă, 3 aici. Aveți un pic de nevoie de odihnă? Rămâneți amabil, dați-vă timp la odihnă ca să vă conectați la alte, mai ales pe timpul nopții, la alte energii. Întoarceți-vă inima, capul, eu știu, mintea către lumină și veți vedea miracole 13, da? Miracol! Veți renaște! Moarte și renaștere! Dacă ați pierdut pe cineva, îmi pare foarte rău, dar va fi bine! Va fi bine. Și când vorbesc de alegeți dragoste, alegeți să vă iubiți, să vă vindecați și apoi vor veni și oportunitățile. Ia uite. Aveți încredere în norocul vostru. Am mai venit la o etalare, cred că la Taur sau la Berbec, nu mai știu. Aveți încredere în norocul vostru. Aveți noroc. Aveți noroc, doar trebuie să aveți încredere. Ia uite, și vorbiți despre lumea voastră, cei care sunteți creatori sau învățați să vă creați lumea. Vorbiți despre lumea voastră, lumea în care vreți să trăiți ca să se manifeste. Dacă vorbiți tot timpul de trecut, iar un sfat, sper să fie înțeles de cine trebuie. Dacă vorbiți tot timpul de trecut, veți rămâne în trecut. Așadar, vorbiți că aveți această putere a manifestării prin cuvânt. Unii dintre voi, unii, nu toți, da? Și vorbiți celor care vă înțeleg, cum am zis mai devreme, vorbiți celor din lumea voastră, poate sunteți și de pe altă planetă, știu că sună ciudat, cine râde, râde, dar cine râde la urmă râde mai bine, știe cine râde la urmă, da? Atunci vorbiți cu cei de pe, eu știu, de acolo de unde ați venit voi. Vorbiți din lumea pe care vreți să o creați, creație, creație, artă, artă, artă care vindec, artă care comunică. Și treceți de insecurități și fiți mândri de voi înșivă. Cam atât. Ia uite, mintea clară, mintea clară, dragii mei gemeni, că uneori nu aveți nici voi. Se mai întâmplă toți. Avem momente și momente. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!